Sau și bine v-am găsit la un nou episod din The Forest. Deja au venit canibali înapoi. Dar, din cauza asta, va trebui să facem noi niște defenses. Hai să vedem ce putem să construim mai exact. Să ne apărăm de ei. Mă gândesc să nu mai fac pereți guard pe toată suprafața bazei. În schimb, să băgăm niște trap-uri de-astea micuțe. Prea să văd desenele dacă e soare. New strap, drain rack, small raft, houseboat, nu mă interesează astea. Log cabin, small cabin. Defensive wall, wall with door, tree bridge. Unde sunt chestiile? Uite astea, defensive spikes. Și astea le vom pune așa pe aici, în jurul bazei. Una aici cred că e bine. Da, 0 din 9. Au și niște lemne de astea micuțe. Oricum, canibalii nu mai sunt așa de agresivi cum erau înainte. Adică nu mai vin... știți, data trecută... nu data trecută, într-un episod anterior. M-am trezit cu vreo 20-30 de canibali. Și era destul de iurea, că nu prea aveai ce să le faci. Bine, eu aveam pereți... garduri pe toată suprafața bazei atunci, mă apărau, dar dacă n-aveam, ce făceam? Trebuia să mă urc în casă sau ceva de genul ăsta. E 6 sau 5? 5. Mai avem nevoie de încă 4 bucăți. Problema cu trap-urile astea defensive spikes e că îți... durează o grămadă până când tai copacii, că îți trebuie 9 loguri. Și asta înseamnă cam 2 copaci și jumătate. Pe când la pereți era mult mai ușor, erau 5, am presă 5 loguri. Și puteai în principiu să faci dintr-un singur copac un gard ăla. Dar vreau să mai încerci ceva nou, așa că de data asta nu mai facem niciun gard. Facem doar spike-uri de-astea. Și uite că acum funcționează. Holy shit, ce-i acolo? Wow! Ce se întâmplă acolo, măi? What? S-au adunat la masă ăștia. Ok, hai, direct în spikes. Aici vă aștept. Să mai facem încă una aici. Și să-l aranjăm așa fain. Să nu mai poate ei să facă nimic. Nu le-am mai folosit până acum. Data trecută când am plasat defensive spikes, nu funcționau sub nicio formă. Adică puteai să treci până și tu prin ele. Și canibalii făceau același lucru. Ce lung este? Wow. Da, avem 5 bucăți din asta. Unii copaci sunt mai lungi. Da, nu știu, e ciudată faza. Pentru că... când te uiți așa la ei, parcă sunt aceeași dimensiune. De exemplu, aia 2. Dacă îi tai, unul poate fi mai scurt, unul mai lung. Cred că e random faza. Ok, hai să mâncăm. Luăm și un... shit, mai am suc. Ok. Trebuiască să mergem să găsim niște valize de alea. Faza e că acum nu se mai deschid valizele alea. Nu le mai poți deschide de două ori. Și că înainte se răspunau și le deschideai de câte ori vrei, dar acum nu mai merge. Și dacă le-ai găsit odată, asta înseamnă că nu mai poți să faci a doua oră. Nu mai avem resurse infinite în jocul ăsta. Chiar trebuiască să vedem cum ne băgăm energia la loc. Doar prin o grămadă de mâncare, cred.
O să fie aiurea. Știam că mai era un loc pe aici. Dar unde o fi? Unde s-o fi dus? Niște canibali morți. Nu să-i distrug că vin ceilalți să-i mănânce. Și n-am chef. Să-l dăm noi jos pe ăsta. Ăsta mare. Da, nu știu. Facem câteva de astea cu defensive spikes. După asta să ne apucăm de făcut podul ăla. Nu știu exact cum se face. Ce scârți este. Bun, unde se duc astea? Unde s-au dus logurile? Prin ceruri. Ok, eu zic că la vale pe aici. Mai e unul aici. Bun, eu acum realizez că tot ce avem noi în bază e o platformă. Nici măcar n-am făcut casa. Așa că ar trebui să facem treehouse-ul. Nu o să mai fac un treehouse de la mic. O să fac unul mare. Că e alpin și treehouse normal. Facem un treehouse normal. Să dita mai casa. Dă-se un pic. Alpin. Au zis că au înlocuit scările. Totuși mi le arată tot cu scări. Dar de ce el vrea să-mi pună casa în același loc în care am pus platforma? Nu vreau asta. Faze că am tăiat toți copacii pe aici. Uite, în copaci și trebuie să mă lase să o pun, da? Nu vrea. Ha? Stai. Ok. Punem copacul ăla, deși un pic mai departe, dar n-am ce să fac. 35 de bucăți. Deja a revenit sunetul la enervant. Dar n-am ce să-i fac. Știți vechea poveste, când revine, trebuie să suportăm până când dispare. Nu, n-am ce... N-am cum să rezolv. Mai, du-te de aici. Tu ești cumva sora lui Vuju? Nu, no, ea scoate altfel de sunete. Am rezolvat într-o bucată. Oricum, Vuju a fost unic. Ca Vuju nu se mai găsește. Oricât de mult aș căuta. Shit, ăștia chiar și fac de cap. Ceva suc aș vrea. Hm? No. Holy f- Da. Oribil sunetul ăsta. Oribil de tot. Dar n-am ce să-i fac. Nu înțeleg de ce face chestia asta. Am încercat să schimb hardul pe care înregistrez. Am zis că poate din cauza asta se băguiește sunetul, dar nu, n-a fost nici asta. Nu mai avem energie, este o problemă. Ok, am mai mâncat un snack. Snack-urile îți dau energie, dar nu atât de multă. Plus că îți consumi de mâncare chiar dacă nu ți-e foame și asta e aiurea. Așa, dați unul altul, hai. Cred că îmi dau jos copacul cu casa, ar fi fost ridicol. Shit. Ok. Băgăm niște pastile rapid. Da, ăștia își fac de cap. Sunt enervanți rău de tot. Trebuiască să fug, nu mă mai întorc. Shit. Am vrut să fug, dar m-au prins. Și acum vom fi undeva într-un cave. Să scăpăm. Pe bune, sunt într-un cave și încă mai am asta. What the fuck, ce s-a... Pe bune, asta e noua creatură. What the fuck? Acum mă bucur că m-au prins canibalii.
pentru că pot să văd chestia asta. Wow! Holy shit! Holy shit! Fugi! Fugi, fugi! Nu vreau, nu mai vreau să fiu aici! Nu mai vreau! Nu! Doamne, mă traumatizează chestia aia. Voi ați văzut ce erau aia, niște copii, ceva? Deci cum să bagi așa ceva în joc? Doamne ferește. Și acum pe unde mai ieșim? Trebuie să mă întorc acolo? Nu vreau, în niciun caz nu am chef să mă întorc. Da, și mai se stinge și chestia asta. Hai să ne întoarcem, da. Așa, trebuie să mănânc. Mai băgăm încă unul să ne dăm energia. Oribil! Mă așteptam să nu fie activ, să nu facă nimic ăștia, dar uite că sar pe tine și... Shit, shit, shit. Au spus ei că au băgat ceva nou în cave-uri și vreau să-l văd, dar nu mă așteptam în niciun caz să fie asta. Bun, unde e ieșirea? Asta caut acum. Sper să găsim o ieșire. Ok. Sunt mulți canibali în direcția aia. Să mergem în direcția cealaltă atunci. Și să mai dau de zonă din aia cu apă multă. Am flare gun, nu-l mai am. Să vrească să fugim pe aici, n-am ce să fac. Deci, doamne, cât de creepy poate să fie locul ăsta. Sunt două zone în The Forest. Zona în care stai și construiești și îți faci tu baza. Și zona asta super creepy și uite că am găsit o ieșire. Zona... underground. De care nu vorbește nimeni. Ok, am... suntem undeva în... oh, shit. Shit, alunec! Vreau să ies, dar nu mă lasă. E buggy. Am revenit în bază, a trebuit să dau un load pentru că nu mai puteam să ies de acolo din cave. Nu știu, era buggy. Nu te lăsa să ieși. Înțeleg de ce l-au făcut așa. Da, să sperăm că vor rezolva într-un patch sau ceva. Hai să luăm și armura asta. Și am dat casa un pic mai aproape. Chiar era cam departe. Așa, așa. Bine că avem și copaci acum aici. Mărăm canibalii, nu-i lăsăm deloc, pentru că o să se strângă după aia, o să vină să-i mănânce și ne trezim cu vreo 20 pe cap. Te-mi dă și 3 sap când fac chestia asta, nu știu de ce. Puteți să vă uitați acolo jos și vă arată exact ce colectați. Oricum merge rapid și 35 de loguri nu e chiar așa de mult. Și pe asta aș vrea să fac, că vedeți cum e acum platforma aia acolo, casa e acolo. Aș vrea să fac un pod sau să mai fac o platformă acolo. Și vom face dintr-o parte în alta un pod. Vom vedea. Dar cred că ar fi fain să facem un mic orășel, dar să fie numai prin copaci. Și noi nu mai trebuiască să coborâm deloc din copaci. Pur și simplu să stăm acolo. Nu, din asta am de... ce n-am nevoie. Și o pârlă... parcă stă să o omor. Parcă... asta-i scopul ei în viață.
Uite, mă, aici tu la... What the fuck, era încă o pac asta? Cum funcționează asta? Nu reușesc să tai copacul ăsta ca lumea. Nu, vreau să duc în partea cealaltă. Ok, unde-s celelalte? Holy shit. Și mai avem două aici, am impresia. Da, cred că un copac îți dă minim 4. Și dacă ai noroc mai mult. Uneori nu le găsesc eu. Că le catapultează, ați văzut și voi cum. Da, încă un aici și un acolo. Sunt 4. Drying rack avem cumva. Știu că aveam data trecută, acum nu mai avem. Ia hai să facem noi un drying rack rapid. Avem o grămadă de carne și de altă dată o irosim. Carne pe care am putea să o mâncăm. Drying rack acolo. Ok, avem nevoie de bețe. Asta se colectează foarte rapid. În comparație cu logurile, cel puțin. Nu prea ai nevoie de ele așa de tare. Adică singurul loc în care aș zice că ai nevoie de ele neapărat e la gazebo, unde îți trebuie vreo 60 sau 65, mai știu. În rest, toate astea sunt cam ușor de făcut. Ok. Să luăm astea, să le punem. Aici, de acum toată carnea o să o pun aici. Da, sigur că da. Chiar mă gândeam că nu o să apar tu. Mai sunt canibali morți pe aici, trebuie să scăpăm de ei. Faza că nici nu-mi dau seama unde sunt. Ar fi fain dacă ar începe să ningă. Nu neapărat să se așeze în soare, dar pur și simplu să se vadă așa cum ninge. Ar fi tare. Oh, shit. Este carne pe jos. What? Și logurile alea unde stau? Pe umăr, așa? Ok, mai avem puțin și construim asta. Am făcut drainere cu... dacă mai aveți idei pentru bază, nu uitați să lăsați în comentarii și ne auzim data viitoare. Pa, pa!